Mergem acum în Dobrogea, un ținut fermecat, ars de soare și de vânt, unde, ca niște bijuterii prețioase, satele lipovenești cu acoperiș din stuf și ferestre albastre parcă se feresc de privirile noastre. Pescar din tată în fiu, localnicii nu știu pe deplin să aprecieze valoarea acestei moșteniri uriașe, dar stă în puterea noastră să-i ajutăm să facă asta. Ștefan Constantin, un profesor din București care a renunțat la catedră dezamăgit de sistemul de învățământ românesc, și-a pus în minte să salveze Jurilovca, un sat de pescari aflat la poarta de intrare în delta Dunării. Vrăjit de frumusețea acestui ținut, scăldat cândva de apele mării, a cumpărat o locuință lipovenească mai veche de 100 de ani, pe care a recondiționat-o, iar acum închiriază și încearcă să-i convingă și pe vecini să facă la fel. Am zis, poate fi salvat. Casa asta poate fi salvată. Și vreau să o salvez. Și asta am făcut. România e plină de astfel de case. Eu le-aș salva pe toate pe care le văd. Dar la fel cum nu poți să crești toți copiii lumii, crești unul sau doi, așa și cu casa. Salvat una. În urmă cu 6 ani, Ștefan Constantin a adoptat această casă din Jurilovca, un sat lipovenesc pe malul lacului Razelm. Și-ar fi dorit o casă pe malul mării, un vis imposibil însă pentru un profesor de logică și filozofie. Eu nu am văzut casa decât în fotografiile trimise de proprietar. Felul în care arăta m-a cam speriat puțin. Numai când am intrat înăuntru, am zis, poate fi salvat. 10.000 de euro l-a costat casa lipovenească. Era la un pas să se prăbușească. O iarnă, dacă ar mai fi trecut peste ea, s-ar fi transformat într-o movilă de pământ. Ștefan a salvat-o, dar cu multă muncă și multă dăruire. Ca și cum aveam un pacient în spital și trebuiau dați bani pentru medicamente, pentru șpăgile medicilor, pentru. Tratamentele au fost însă costisitoare. În jur de 14.000 de euro s-au dus în renovarea și recondiționarea acestei case lipovenești, ridicată acum mai bine de 100 de ani. Ei sunt proprietari. El chema Lisei, marinar, a avut 4 copii. De cum intri în casă, te învăluie răcoarea stufului de pe acoperiș. Pereții, groși de 40 de centimetri, sunt din chirpici, un amestec din apă și pământ. Iar tâmplăria din lemn, vopsită în albastrul tradițional, are peste 100 de ani. Toate ferestrele și ușile sunt cele originale. Dacă afară sunt 35 de grade foarte cald, dar și să intri, aici sunt 22-24 de grade, efectiv faci piele de găină. În nopțile reci de iarnă, Ștefan doarme pe lejancă, o sobă uriașă pe care lipovenii obișnuiau să se odihnească. Asta e o lejancă mică, de obicei sunt mult mai mari. Sunt atât de mari încât pot dormi chiar și 3 oameni pe ele. Ștefan se încăpățânează să creadă în sufletul caselor lipovenești, iar orice suflet trebuie salvat. Există și ideea asta a oamenilor de a merge după ceilalți. Dacă ne-am pus geam de termopan, musa ăla e cel mai bun. Hai să punem cu toții. Hai să dăm jos tâmplăria veche, de 100-150 de ani, frumoasă, traforată, superbă, să punem geam de plastic. Ștefan știe povestea fiecărei case încă tradiționale, iar când își schimbă proprietarul, face tot posibilul să-l convingă să păstreze lucrurile originale. Ștefan! Vă știu acum, Mircea. Domnul Mircea este din Aiud, iar după ani întregi de pescuit în delta Dunării, s-a hotărât, împreună cu fiul lui, să cumpere o casă în Jurilovca. Dați tencuiala asta jos, care oricum e artificială și n-are ce căuta aici, și aveți piatră. E zidită cu piatră, uitați. O vedeți? Alte câteva case lipovenești din Jurilovca așteaptă să fie salvate. Chirpic, stuf și lemn. Musa trebuie salvat. Dacă cineva nu o cumpără și nu se ocupă de ea, o să cadă. La marginea satului, Ștefan o găsește pe doamna Natalia, proprietarea unei frumoase case lipovenești, recondiționate recent. Plăcut impresionat de cum arată căminul, fostul profesor îi propune să primească turiști.
În Jurilovca nu sunt mai mult de 100 de locuri de cazare, deși frumusețea zonei, cuprinsă între două lacuri imense, îți taie răsuflarea. Sunt foarte mulți care este ocupat, mai pot primi și dar vrem, dar ca la dumneavoastră, să fie exact ca la dumneavoastră, cu stuf, cu casă veche, tradițional. Și nu prea am unde să-i primi. Atunci, că ați văzut câte paturi sunt. Ștefan nu este singurul curajos în zonă. Bună ziua! Bună ziua, poftiți! La Vișina, un sat de lângă Jurilovca, doamna Rădița, născută și crescută aici, refuză să-și părăsească locul natal. A încercat să trăiască la oraș, însă după 6 ani s-a întors acasă. Și nici eu nu știu până mâine. Doamna Rădița a convins-o pe verișoara ei din Constanța să cumpere casa părinților ei din Vișina, iar acum o ajută să o recondiționeze. Oglinda este a ei de când este facul. De vreo? Aproape 60 de ani. Poate și mai bine. Nu mai mi-aduc aminte că eu când mi-am deschis ochii, asta era pat. Lecția pe care am învățat-o la Jurilovca este una simplă. Nu trebuie să fii om bogat pentru a salva o casă cu suflet. Toți cunoscuții mei mă invidiază. Și eu spun, cu toții puteți face asta. Nu vă oprește nimeni să faceți.